Primăria Timișoara a trimis din nou buldozerele pentru a demola un gard ridicat ilegal. Vorbim despre 800 de metri pătrați de spațiu verde care a fost ocupat abuziv de către această familie care locuiește aici pe calea Aradului din Timișoara. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, trage un semnal de alarmă ferm și spune că fiecare metru pătrat ocupat ilegal va fi readus în patrimoniul Timișoarei. Această dimineață punem în executare dispoziția primarului cu privire la demolarea mai multor construcții neautorizate în grădiri. După cum vedeți, spațiul în aliniament este un spațiu verde și îl vom readuce la destinația lui inițială. Ne puteți spune mai exact ce s-a întâmplat aici, ce au făcut acești cetățeni? Au îngrădit cu structuri metalice, după cum vedeți, acest perimetru și practic au îngrădit accesul la terenul aparținând domeniului public. Și cam acum câți ani au făcut acest lucru? Cred că este mai bine de 10 ani această îngrădire existentă aici. Astăzi este momentul să eliberăm și să redăm cetățenilor acest spațiu public. Și când a aflat municipalitatea despre această ilegalitate? Noi desfășurăm, să zic, controle în fiecare zonă și acolo unde identificăm domeniul public îngrădit, mergem mai departe, întocmim documentația în vederea emiterii dispozițiilor de demolare. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, spune că va pune la pământ orice construcție ilegală de pe domeniul public din Timișoara. Iată ce a postat edilul Timișoarei pe pagina sa de Facebook. Robu, desigur, nu a văzut, nu a știut. Eu am emis o dispoziție de demolare. Chiar acum dăm jos gardul și redăm o mică oază verde timișorenilor. Să-și noteze toți furăcioși și ciudoși că vremurile s-au schimbat. Nu ne vom opri până când nu recuperăm tot ce e al timișorenilor, transmite primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Cel care a ridicat acest gard acum 10 ani spune că a fost surprins de prezența buldozerelor în fața casei sale, că nu a fost anunțat în prealabil. Mi se demolează, dar chestia este că eu n-am fost asumat de primărie. Dacă eram asumat de primărie să primesc o citație, ceva, îl luam eu, nu lăsam să fie tărăboiul ăsta aici. Eu gardul ăsta l-am pus din cauza la boschetari. Veneau boschetari, stăteau prin parcuri, lăsau numai mizeria. De asta am pus eu gardul, nu altceva. Și cum în această dimineață v-ați trezit pur și simplu cu buldozerele, cu acești oameni care vă demolau gardul? Exact. Dar nu v-ați gândit că este totuși pe domeniul public și că nu e bine? Păi de asta n-am făcut nicio tărăbăi și n-am zis nimica. Ce pe mine mă nervează că n-am fost asumat. Deci n-am primit o citație sau absolut nimic. Aceste acțiuni vor continua, spune primarul Timișoarei, Dominic Fritz.